Doamnelor și domnilor, este luni, ora 21:30 și aveți întâlnire, firesc, cu dosarele DNA. Scoatem la iveală și de data aceasta lucruri ce n-au fost puse până acum din anchetele procurorilor DNA. Și nu schimbați programul, emisia este foarte bună, doar că imagini de genul acesta au fost cele care au dus la concretizarea dosarului din Șpăci în Vămi. Imaginile acestea au fost surprinse atunci când vamei și credeau că la adăpostul Întunericului nu pot fi văzuți când dau bani de la unii la alții și primesc mită pentru a-i lăsa pe traficanți să intre în România. În cele din urmă însă procurorii DNA au făcut lumină și la figurat, dar și la propriu și peste 450 de oameni au ajuns aici la DNA. Imaginile au fost grăitoare în acest dosar, însă până la acest caz vorbim despre audiații săptămânii, căci n-au fost foarte puțini cei care în ultimele 7 zile au trecut pe aici, pe la DNA și prin fața procurorilor. Și mai mult decât atât, pentru mulți dintre ei, procurorii au reușit să obțină în instanță arestarea preventivă. Rubrica audiații săptămânii. Dis de dimineață, procurorii au ajuns la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Căutau dovezi cu privire la modul în care ar fi fost contractate fonduri prin 4 proiecte depuse în cadrul programului operațional sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013. Unde sunt controle? Unde se fac mai exact verificări? Sunt două studii de management, cea legată de capital uman, program de capital uman și cea de competitivitate. Perchezițiile au avut loc și la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și de aici anchetatorii au ridicat mai multe documente. Sunt proiecte care le-am preluat de la programul operațional post-ICE anul trecut. Sunt proiecte din componenta de consultanță. Percheziții au mai fost făcute și la instituții publice din județele Ilfov, Caraș-Severin și Teleorman. Elena Udrea a ajuns la sediul DNA în jurul orei 12. Deși era înconjurată de o armată de reporteri și cameramani, nu a vrut să facă declarații. Vă e teamă că o să fiți reținută astăzi? Vă e teamă că veți fi reținută? Sunteți pregătită de arestare? La DNA, Elena Udrea a dat declarații în dosarul Microsoft în care este acuzată de luare de mită, trafic de influență și spălare de bani. Avem obligația să spunem adevărul, indiferent despre ce și despre cine, și nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de frică. Înainte de a ajunge în fața procurorilor, a trecut pe la poliție pentru controlul judiciar, îmbrăcată la fel ca ieri. Credeți că vă vor aresta astăzi? V-ați pregătit? Mulțumesc! V-a spus salutam pe cineva foarte drag mie. Imagini inedite surprinse la intrarea în sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Elena Udrea a ajuns în fața magistraților cu duba de poliție și încătușată. Când să fie coborât în arestul instanței, fostul ministru a repetat gestul de acum 2 zile din Parlament. Ușor incomodată de cătușe, Udrea a dus din nou mâna la nas. Noaptea trecută și-a petrecut-o în arest. Asta după ce a stat timp de 10 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție. 7 ore, fostul ministru al turismului a studiat dosarele împreună cu avocații. Celelalte 3 ore și le-a petrecut dând declarații în fața procurorilor. Nu a avut niciun fel de emoție că nu se va dispune măsura reținerii, în condițiile în care știți foarte bine au existat 3 cereri de reținere pe numele domniei sale. O infracțiune de spălare de bani a picat. Sigur, pentru cealaltă infracțiune ne vedem în instanță. Am văzut cine a mai venit pe la DNA, la procurorii de aici, însă am văzut și cine a ajuns în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile. Acum însă vorbim despre fonduri europene, deturnări și președinte de Consiliul Județean, în cazul de față Constantin Nicolescu, fostul președinte al Consiliului Județean Argeș. Săptămâna trecută a primit o condamnare de 7 ani și 8 luni pentru deturnare de fonduri. Procurorii au reușit să dovedească în instanță că, într-adevăr, Nicolescu a folosit banii europeni în cu totul alte direcții. Primul baron roșu arestat de DNA cu 2 condamnări la active, dar nedefinitive, este Constantin Nicolescu de la Argeș, care a fost dat jos din funcția pe care o avea de 3 mandate abia după o decizie de incompatibilitate dată de Înalta Curte la începutul lui 2014. Nicolescu a fost, conform procurorilor, stăpânul absolut al județului. Toate contractele cu Consiliul Județean erau date cu dedicație după ce baronul își dădea acordul.
firmele care câștigau contractele erau doar din apropierea lui Nicolescu. Acest dosar a pornit de la o informație primită de la unul din serviciile de informații, practic. Informația a fost de genul că s-au accesat fonduri europene pe componenta FARE, coeziune economică socială, pe instituții așa zis afectate, pe unități școlare afectate de inundațiile din 2005, care în realitate nu au fost afectate de acele calamități. Ascensiunea lui Constantin Nicolescu, atât în politică, dar și în afaceri, pornește imediat după 1990, când era de 5 ani managerul Centralei Industriale de Autoturisme Pitești, coordonator al activității de comerț interior și exterior. În 1995 intră în PDSR și ocupă imediat funcția de prim vicepreședinte al organizației Argeș. Apoi devine prefect, senator, membru al biroului executiv central al partidului și, din 2004, președinte al Consiliului Județean Argeș. Din această funcție a fost schimbat 10 ani mai târziu, pe 11 februarie 2014, când judecătorii l-au declarat în conflict de interese pe baza unei anchete a Agenției Naționale de Integritate. Potrivit declarațiilor de avere, Constantin Nicolescu a cumpărat împreună cu soția mai multe loturi de teren, avea o singură casă în Pitești, bijuterii, obiecte de artă și tablouri de 20-30 de mii de euro și nicio mașină. Familia Nicolescu mai avea 3 conturi în lei și valută, dar și acțiuni la Autopromont, peste 90% din titlurile firmei, care ar fi valorat peste 4 miliarde de lei, vechi la vremea anchetei ANI. Interceptările din anchetele DNA arată că de la contractele cu firme favorite, Nicolescu ajunsese să pună în funcție și judecătorii de la Curtea de Apel Pitești. Preventiv s-o fi gândit baronul, în eventualitatea unui dosar trimis în instanță. Arcan sunt. Da, domnule general, am reținut telefonul. Știți rezultatul? Catastrofal. Cum catastrofal? Păi e pe primul loc el. Păi și nu vă duceți miercuri acolo? Nu miercuri, mâine. Mâine, pardon. Păi nu știu dacă mai are rost. Are rost. Vă rog eu frumos să mergeți. Mai are rost? Eu zic să mergeți. După discuția care am avut-o ieri, eu zic să vă duceți. Bine, domnule președinte. După ce a închis telefonul, Constantin Nicolescu l-a sunat pe Viorel Hrebenciuc, aranjorul șef din PSD. Mai am o rugăminte. M-a sunat băiatul ăsta disperat. Mai spune-i lui Neavoicu să apese mai tare pe butonul ăla. Cum am vorbit noi. Am înțeles. Vorbesc. Și că s-a dat un punctaj și îl cheamă mâine acolo. Am înțeles, îl caut acum. Hai te rog frumos, că dacă... Da, măi, da. Nu te-am rugat niciodată ca acum, că e o treabă foarte delicată. Te rog frumos. Am înțeles, îți dai seama. Eu l-am sunat ieri, dar nu-mi răspunde. Nu e, efectiv e plecat. Îl sun eu. În 2011, inspectorii de integritate anunțau că Nicolescu a semnat și aprobat, în calitate de președinte al Consiliului Județean Argeș, 14 contracte cu două dintre firmele la care el însuși era acționar, Autopromond și Mac Auto. O altă societate, Dinicmar Arg SRL, la care acționar majoritar era soția președintelui CJ, Viorica Nicolescu, împreună cu primele două firme, câștigaseră alte 12 contracte de sute de mii de lei cu instituții și servicii publice aflate în subordinea Consiliului Județean Argeș. ANI a stabilit că numai în perioada 2006-2010, firmele familiei Nicolescu au încasat de la stat 1,5 milioane de lei. Erau cumva firme de ale casei, cum se spune acum, cele care au făcut reparațiile respective? Firma care a făcut reparațiile respective era o firmă care avea foarte multe contracte cu autoritatea contractantă, Consiliul Județean. De altfel, și în cel de-al doilea dosar în care a fost trimis în judecată inculpatul Nicolescu Constantin, era implicată aceeași firmă. Adevărata lovitură pentru Constantin Nicolescu a venit însă de la DNA tot în 2011. Președintele Consiliului Județean a fost arestat la sfârșitul lunii ianuarie 2011, acuzat fiind că a luat mită 60.000 de euro de la un afacerist celebru din Pitești, Cornel Penescu. Omul conducea destul de autoritar județul, instituția pe care o conducea, practic. Era greu de crezut că, având în vedere autoritatea de care se bucura în cadrul instituției, că vreun funcționar din cadrul unui serviciu și-ar permite să facă un act despre care să nu aibă cunoștință conducătorul autorității contractante.
Procurorii anticorupție mai spuneau că baronul de Argeș a luat ilegal fonduri europene de aproape 1 milion de euro pentru reabilitarea a 4 școli. Școlile au beneficiat de renovări, dar la o cercetare la fața locului efectuată de noi în cursul anului 2010, rezulta că ele aveau în continuare nevoie de lucrări de reparații. Lucrările fuseseră realizate de o firmă de casă a lui Nicolescu, Zeus S.A. În cererea de accesare a fondurilor europene se făcea mențiune la un moment dat de un raport al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din care ar fi rezultat că acele unități școlare ar fost afectate de inundațiile din anul 2005. Și ne-am verificat la Inspectoratul Situații de Urgență, nu au fost afectate, erau alte unități școlare. Ne-am regăsit expertize comandate chiar de ei, că acele unități școlare erau practic improprii folosinței încă din cursul anului 2000-2002. Am văzut până acum doar o parte dintre acuzațiile ce au fost aduse lui Constantin Nicolescu, însă imediat după pauză vorbim și despre omul Constantin Nicolescu, dar mai ales despre oamenii care s-au strâns în jurul lui pentru a-l apăra. Când a aflat că trebuie să stea în arest, Constantin Nicolescu a leșinat și a fost dus de urgență la spital în București, unde a fost operat pe cord deschis. Este primul președinte de Consiliul Județean reținut și arestat. Reacțiile liderilor PSD de atunci au rămas în istorie. Cu mic, cu mare, s-au dus în stradă să-l susțină pe baronul lor. S-a produs o mare emoție și oamenii au înțeles că astfel trebuie să-l ajute pe colegul dumnealor. Noi eram obișnuiți cu astfel de presiune. V-a influențat în vreun fel presiunea aceasta? Pe noi nu, ca procurori, eram obișnuiți. Eu eram obișnuit, mi-a sătuit și colegii să nu citească presa în acele zile. Pe 18 mai 2011, Nicolescu a fost trimis în judecată sub acuzația că a accesat ilegal fonduri europene pe baza unor acte false. Legislația permitea să accesezi fonduri europene, nu era necesar să folosești înscrisuri falsificate, nereale sau incomplete pentru a accesa... Din moment ce ar fi putut oricum să repare, să renoveze acele școli pe fonduri europene, numai că s-au folosit de momentul 2005. Probabil au vrut ca alte fonduri, fie europene, fie naționale, să le folosească pentru alt gen de lucrări care erau mai profitabile. Alături de baron au fost trimiși în judecată Gheorghe Cornel Penescu, acționar majoritar al SC Pic S.A. Pitești, dar și reprezentanții firmei Zeus și doi diriginți de șantier. Investigația asta nu s-a rezumat numai la accesarea acelor fonduri europene. A existat o inculpare și pentru infracțiune de luare de mită, dare de mită. A mai existat o inculpare pentru instigare la o altă infracțiune de abuz în serviciu. Procurorii au mai spus că Nicolescu și-a luat mită de la magazinele PIC deținute de Cornel Penescu, nu numai bunuri, ci și sume de bani. În schimb, Consiliul Județean atribuia firmei lui Penescu contractele pe achiziții publice. Partea lui Nicolescu, spunea DNA, era de fiecare dată 10% din valoarea contractelor. Prejudiciul reținut era în jur de 880.000 de euro pentru cele 4 unități școlare. Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Argeș, unde a stat 2 ani, adică până în ianuarie 2013, când a fost mutat la Tribunalul București. Era prima dată când se punea presiune pe un judecător, judecătorul care emisese mandatul de arestare preventivă în dosar. Noi ne temeam mai mult ca judecătorii să nu fie afectați de acea presiune. Pe 28 mai 2013, magistrații TMB l-au condamnat pe Constantin Nicolescu la un an de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. În noiembrie 2013, Curtea de Apel București îi dă lui Nicolescu 3 ani și 4 luni cu executare în același dosar, rejudecat pe fond.
Ajuns la Înalta Curte în martie 2014, dosarul ia însă o turnură neașteptată. Magistrații Instanței Supreme decid anularea deciziei anterioare și rejudecarea cauzei tot la Curtea de Apel. Între timp, procurorii anticorupției i-au făcut baronului un alt dosar. În februarie 2013, Niculescu este trimis în judecată tot pentru niște contracte dubioase pe fonduri europene. De această dată era vorba de lucrările pentru două poduri, despre care CJ-ul lui Niculescu a atestat nereal că fuseseră afectate de inundații. Frauda, spuneau anchetatorii, era de peste 1,2 milioane de euro. De altfel, când pornești o investigație mare la nivel local, este imposibil ca din acea investigație să nu se ramifice alte investigații și tot așa, să rezulte o încrengătură. Da. Alături de baron erau puse sub acuzare alte 10 persoane, printre care și angajații ai Consiliului Județean Argeș. Procurorii au arătat că unul dintre poduri, cel care face legătura între autostrada București-Pitești și DN7, era deja avariat când s-au produs inundațiile. După ce a obținut prin fals banii europeni, Niculescu a atribuit contractul pentru reparația podului aceleiași firme de casă, Zeus S.A., care apărea și în dosarul cu reabilitarea școlilor pe fonduri europene. Ca o coincidență, această companie din Argeș a sponsorizat și campania electorală a lui Adrian Năstase din 2004. Noi am cerut pedepse cu închisarea orientată spre maximul pedepsei. Pe baza unor înscrisuri falsificate în cadrul unei proceduri de achiziție complet falsificate în cursul lunii iunie 2010, Consiliul Județean Argeș a atribuit aceleași firme, SC Zeus, un contract în valoare de 4.973.065,75 lei, pentru presupuse lucrări suplimentare la același pod care, în realitate, nu se mai justificau, fiind executate anterior în luna martie 2010. Niculescu ar fi primit mită de la patronul companiei Zeus, un spațiu comercial situat în municipiul Pitești, în suprafață de peste 300 de metri pătrați, în valoare de 447.000 de lei. V-ați făcut un obicei din a ancheta, audia persoane și personaje din județul Argeș, deja vorbim despre Penescu, vorbim despre Niculescu în cazul de față. Este atât de corupt județul Argeș? Nu cred că e mai corupt decât alte județe. Fostul președinte al CJ Argeș și ceilalți inculpați din dosar au fost trimiși în judecată de DNA în mai 2011. Doi ani mai târziu, tot în luna mai, Tribunalul București a dat prima sentință. Constantin Niculescu a primit un an de închisoare cu suspendare. Decizia a fost atacată cu apel atât de fostul președinte al Consiliului Județean, cât și de procurori. În noiembrie 2013, adică după 6 luni, Curtea de Apel București nu numai că a mărit pedeapsa de la un an la 3 ani și 4 luni, ci și a schimbat-o în pedeapsă cu executare. Tot atunci, instanța a dispus confiscarea sumei de aproape 67.000 de lei primită drept mită de Niculescu. Și această decizie a fost contestată la Înalta Curte și de anchetatori și de fostul președinte de Consiliu Județean. Prejudiciul nu a fost recuperat, a fost luate măsuri asigurătorii. Ministerul Dezvoltării Regionale, prin care s-au derulat practic accesarea, prin care s-a derulat accesarea fondurilor, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. Cine era ministrul momentul acela? Nu știu. Pe 5 februarie, judecătorii au dat sentința finală. Constantin Niculescu a fost condamnat la 7 ani și 8 luni de închisoare, în cursul aceleiași zile fiind ridicat de poliție de la vila sa din Pitești și dus la penitenciarul Colibaș. Magistrații au mai dispus ca inculpații condamnați să plătească 880.000 de euro prejudiciul adus Ministerului Finanțelor, dar au și anulat cererile de finanțare ale proiectului cu fonduri fare privind cele 4 școli din județul Argeș. De la om de afaceri simplu până la fost premier al României, au ajuns la închisoare pe diverse cauze. Dar banii aceia nu s-au întors la stat decât într-o măsură foarte mică. O problemă e că atunci când bunul nu provine din infracțiune, el trebuie sechestrat pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin infracțiune și atunci trebuie să parcurgi toată faza de executare silită cu toată procedura reglementată de lege, care e destul de greoaie la acest moment. E esențial până la urmă să recuperi, altfel constrângi și infractorul până la urmă să vei, dacă îi faci 3 ani de pușcărie, rămâi cu bunuri și nu-ți dau bani prin conturi, astea
Nu știu că de ce, domnule, am făcut-o și gata, la revedere. Exact. Dar așa, dacă iei și banii, mai stă și în pușcărie, se va mai gândi după aia dacă mai face. Imaginile pe care vi le-am arătat acum o săptămână cu șpaga din vâm, numită la momentul acela omenia din vâm, pălesc în fața imaginilor pe care vi le vom prezenta în seara aceasta. Par a fi toate rupte din filme de acțiune, cu mulți, foarte mulți infractori. Prezentăm imagini incredibile din dosarul șpăgii din vâmi. Cam cum credeau vameșii și polițiștii că pot să-și împartă mita între ei și nu-i vede nimeni. Procurorii nu doar că i-au văzut, dar i-au și filmat. Șpaga la vămile românești era un mod de viață. Polițiștii și vameșii erau organizați atât de bine încât fiecare trebuia să se asigure că un eventual control nu îi ia pe nepregătite. Declanșarea activităților infracționale și stabilirea duratei de derulare a lor era luată de către șeful de tură al polițiștilor de frontieră și șeful de tură al vameșilor, care luau legătura cu membrii grupării criminale și care le confirma faptul că întreaga zonă este securizată, este supravegheată, în sensul că nu sunt persoane suspecte în zonă, ori eventuale controle din partea instituțiilor statului. De asemenea, șeful de tură al polițiștilor de frontieră și șeful de tură al vameșilor lua legătura, în cazul Moravița, Foieni și Deta, lua legătura cu șeful postului de poliție din localitatea Moravița și cu agentul de la echipajul poliției rutiere, care asigurau traseele deplasării mărfii de contrabandă și care astfel protejau grupul infracțional organizat și erau recompensați ulterior cu sume de bani, chiar de către traficanții periodic, chiar de către traficanții de țigări, iar uneori chiar de către șeful de tur al polițiștilor de frontieră sau al vameșilor. Era un veritabil mod de viață și singura lor preocupare era primirea mitei în timpul efectuării serviciului. Procurorii și polițiștii care au lucrat la această anchetă și-au dat seama că doar cu ajutor din interior, adică din punctele de trecere a frontierei, pot dovedi că vameșii și polițiștii erau corupți. Paradoxul este că din când în când, dinspre poliția de frontieră, apăreau chiar și în momentul acela și până la momentul acela informări către presă cum că am depistat pe punctul de trecere a frontierei un grup infracțional și a fost confiscată marfă în valoare de număr atât de cartușe de țigări sau boxe de țigări. Da, probabil erau doar câteva acțiuni izolate, sporadice, care nu aveau niciun impact asupra grupului infracțional organizat. Astfel că și există totuși poliție de frontieră. Există totuși o poliție de frontieră și vameși care își mai fac și datorii. Poliție judiciară care au devenit investigatori sub acoperire, plus
investigatori cu identitate reală din rândul polițiștilor dedicați de la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului de Frontieră de Timiș și Cara Severin. Și vreau să vă spun că probele decisive și practic irefutabile în acuzarea acestui grup infracțional organizat au fost obținute de un număr de, din câte țin eu minte, de 3 investigatori sub acoperire, 3 investigatori cu identitate reală și 2 colaboratori sub acoperire care au operat pe vămile Foieni, Moravița și sectorul de poliție DETA, iar pe Naidăș a fost doar un investigator sub acoperire și un investigator cu identitate reală. Este posibil să existe și investigator sub acoperire. Până în momentul de față, repet, niciun avocat nu are acces la aceste înregistrări. Uzitate.
În primul caz se prezenta traficantul de țigări în vamă cu autoturismul, deschidea portbagajul, iar mita era lăsată în portbagaj într-un anume loc, de unde era luată de vame, ținută în palmă, strâns, introdusă în buzunar, cu foarte multă precauție pentru a nu fi observat de camerele de înregistrare. Ajuns să-ți calculeze, cred că și locul în care ar trebui parcată mașina, deschis portbagajul. Probabil aveau reguli foarte precise și nu se dialoga deloc. Totul era foarte clar determinat. Exact. Foarte palpabil. Da, exact. Foarte palpabil, foarte perceptibil. Se lăsau banii pe scaunul din dreapta fața al șoferului, de unde erau luat de vame și la fel cu foarte mare precauție. Sau mai exista o metodă în care traficantul de țigări era însoțit de o persoană de sex feminin și în momentul în care cobora din mașină, simula că deschide poșeta pentru controlul ăsta, de unde vameșul respectiv introducea mâna și lua banii lăsați la vedere acolo în poșetă. Dacă însă portbagajul era plin cu marfă și nu mai putea fi astfel deschis, atunci banii erau puși sub scaunul acesta, adică cel din dreapta. Iar când nici măcar scaunul nu putea fi mișcat, bineînțeles, din cauza mărfii, banii erau lăsați în buzunarul genții. Procurorii spun că la diferite intervale de timp, în tonetă își făcea apariția șeful de grupă sau un alt polițist care colecta banii strânși pe care îi depozita în anumite locuri bine stabilite. Unii polițiști fie predau sume de bani în palmă simulând un salut, o strângere de mână, fie stingeau becul și predau banii pe întuneric, schimburile de replici fiind șoptite. Efectiv se stingea lumina pe întuneric, se împărțea somn. Pentru camera de supraveghere sau nu, cineva nu înregistră.
Unii polițiști și vameși au fost însă direcți în acea remită. Atât de stricte erau tarifele în funcție de transport, încât unul dintre vameși i-a dat rest investigatorului sub acoperire. Alți vameși și polițiști de frontieră au fost atenționați că vor urma controle, sau cel puțin așa s-au lăudat. Sorin Marin Pantea, de exemplu, i-a cerut investigatorului sub acoperire telefonul mobil pentru a-și suna nașul, când a aflat că oamenii din subordinea lui vor fi mutați pe alte ture. El spunea că nașul său vorbește direct cu ministrul de interne de atunci, Traian Igaș. O să-i coste ceva, dar p***a. Ăsta zicea că o să zică, o să ceară ceva, normal. Îi facem un cadou de sărbători. Cui? Lui Iga și ducem ceva de sărbători. El acum a zis, bă, eu acum vorbesc. O să vă lase, dar sunt convins că o să vă ceară câte ceva. Asta îi, n-avem ce face, îi dăm. Activitatea Direcției Generale Anticorupție, împreună cu conducerea Ministerului Administrației și Internelor, și-a propus diminuarea corupției din rândul lucrătorilor MEA-ei. Constatăm astăzi că ei și-au făcut datoria. La o jumătate de oră, polițistul îi confirmă investigatorului sub acoperire că nașul său a vorbit cu Igaș, dar, din păcate, n-a putut să rezolve problema. La un moment dat, în cazul Naidăș, membrii grupului infracțional se protejau reciproc, astfel că, la un moment dat, vameșii, având date despre iminența unui control inopinat în vama, au refuzat să ia mita, dar n-a fost nicio problemă, că mita a fost luată de către polițiștii de frontieră și finalmente la finalul programului de lucru era împărțită. A fost egal. Da, aici, la casa. Nu m-a rușit de tură. Bă, avea ăștia s-a rușit de tură și alu... S-a mei și de la... Vă ajung. S-au produs și niște consecințe consecutive acțiunii DNA și Direcției Generale Anticorupție. A avut loc o reevaluare și o regândire la nivel național a activității în cadrul Autorității Naționale a Vămilor și a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Au fost destituiți mulți șefi de la Poliția de Frontieră după acțiunea procurorilor și polițiștilor și o perioadă s-a diminuat infracțiunea de contrabandă, infracțiunile de contrabandă. Dosarul la procuror a stat foarte puțin, undeva la 3 luni, fiind deferite justiției 165 de persoane în mai-iunie 2011, dintre care 98 de polițiști de frontieră, 41 de vame și 26 de traficanți de contrabandiști. Cam ce spune el la audiență? Mulți nu și-au recunoscut faptele, o parte, având evidențe probatorii clare și imagini, audio-video, au recunoscut pe parcursul anchetei faptele. Nu toți polițiștii trebuie să fie blamați. Poate că unii colegi au greșit, asta nu pot să vă spun sigur. Justiția îți va spune cuvântul. Ei în sine au dat de înțeles procurorilor de caz și a celor care i-au cercetat că era ceva împământenit. Exact, exact asta era ideea, că era ceva împământenit acolo și odată ce intrai în acest mecanism infracțional nu mai puteai să ieși. Asta o lăsa. Era limpede că trebuia să pleci de acolo. Nu, era limpede că trebuia să pleci din zona de acolo sau eventual să pleci chiar din sistem. În vestul țării, vama cu Sârbii a fost monitorizată video de doi investigatori sub acoperire, un bărbat și o femeie. Cei doi au fost retrași din punctul de trecere a frontierei Moravița imediat după descinderi pentru a fi protejați. Dar astfel s-a aflat identitatea lor, femeia fiind o fostă dansatoare devenită agent de poliție și promovată în nici două luni șef de grupă în turele de serviciu. La Moravița, șpaga era ascunsă în pubelele de gunoi, conform ofițerilor acoperiți, sau în doze de Coca-Cola, aruncate prin canalele din preajma punctului de frontieră. Uneori, colegii mai lacom furau șpaga. Aveau într-adevăr și un foarte mare inconvenient în momentul acela, pentru că banii erau uzi și trebuiau neapărat uscați cu un son, exact în cabina în care stăteau la frontieră. Aparatura de supraveghere a traficului era direcționată către câmp, camerele de supraveghere fiind utilizate de inculpați ca să-i depisteze pe acei inculpați care adunau banii din canale și nu îi împărțeau la finalul turei de lucru.
În repetate rânduri au existat scandaluri, mai ales pentru că în urma precipitațiilor, bancnotele din canal se udau și erau nevoiți să le usuce cu fenul în interiorul punctului de trecere a frontierei la finalul zilei. O adevărată caracatiță împânzise frontiera de est și cea de vest a României. Imaginile sunt mai mult decât elocvente, însă, imediat după publicitate, o să vedeți și cam ce urmăreau vame și pe monitoare în momentul în care erau la muncă. Filme porno pentru adulți, este foarte adevărat, însă, imediat după publicitate. Activități specifice frontierei, cam așa numeau toți cei care lucrau la granița de est și de vest a României, vizionarea filmelor pentru adulți. Nu știau însă că și procurorii vedeau tot ceea ce vedeau și ei. Asta pentru că fusese amplasate camere de supraveghere despre care polițiștii și vameșii habar nu aveau. Tot la Moravița, doi polițiști de frontieră și un vameș au fost surprinși de mai multe ori de camerele de supraveghere montate în incinta birourilor, urmărind filme porno, în timp ce colegii lor încasau șpăgile în punctul de trecere a frontierei. Acțiunile din vămile României au fost cu certitudine cea mai mare operațiune a DNA în acest domeniu. Forțele folosite de procurori, documentele strânse, probele audio-video de 10 de ore pe care le-au descifrat apoi, totul a fost o muncă titanică pentru a-i trimite în fața justiției pe șpăgari. Ce decizii au luat? Să nu părăsiți țara? Obligația de a nu părăsi țara. Care sunt acuzațiile care vi se fac? Nu știu. Nu pot comenta. Vă rog, unde-i gara? M-ați ajutat foarte mult. Direcția aceea? Dincolo. Mulțumesc. Nu mă păgăliți. Egal. Cred. Cea mai spectaculoasă, cea mai mare descindere, cea mai mare desfășurare. Indiscutabil. De forțe. Indiscutabil. Știu că, din ce țin eu minte, relativ la procurori, două treimi din efectivele secției de combatere a corupției au lucrat în acest dosar în seara aceea. Am fost ajutat și de colegii de la secția judiciară. Deci, practic,